Salutare, prieteni! Salutare. Bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Aici este echipa de zugravi urzică. Leșinați de foame, rupți în gură. Alex. A? David a muncit și el toată ziua. Da. Cum vrei? Da. Ce? Vrei să vezi? Da, vreau să văd. Mișto. Bravo. Și scurt. Așa are mănâncă. Mănânci și tu. Bă, da, trepiedele noastre unde sunt toate? Sunt la dus eu din bucătărie acolo. Bă, da, că ieșise David cu el. L-am lăsat în bucătărie. L-a lăsat acolo. Unde eu? Stați așa, prieteni, să mă vedeți și pe mine. M-am îmbrăcat și eu, am făcut duș, m-am spălat. Abia am scos vopseaua din degete, din unghii. Și ce crezi? Prin training-ul ăla, uite, a trecut vopseaua. A trecut și uite ce s-a făcut, a intrat în blugi. Nu că e cultiva, bun, uite. Scor râcă-i după aia. Dar de pe mâini, nu mă așteptam că să ia așa de repede. Mie mi s-a luat cu apa, am dat cu un pulet. Nu, că e bună, dacă a fost o, dacă era oxa de aia proastă, să-l lipești și nu mai se luat. Da. Prieteni, știți care este problema? Aolo. Noi nu prea suntem cu munca și am muncit acum. Mă dor mâine și picioarele, am făcut febră musculară. Dar cu facem fiecare zi, nu mai te dor. Și eu n-am mâncat 4-5 zile astea cam mai nimic. Și am mâncat acum seara cartofi prăjiți, că n-am mai rezistat. Simțeam că leșin dacă nu mâncam cartofi. Ia! Sper că nu e vreo problemă la dieta mea, n-a devenit, Alin super slim. Ia, uite mama ce a primit. Păi nu le-am pus eu. Păi nu, ai primit acum de la Mihaela. Da. Mihaela le-a pus. Am și roșu de ăsta, pe ceasă. Nu le-am adus, eu le-am pus. Nu. Nu mănâncă pe cât s-a mâncat. Da. Mihan! Vrei? Mihan! Vrei tu? Eu nu mănânc murături și nici avei. Cum vă simțiți după... Ia să stai, trebuie după muncă. Nu mănâncă murături, el nu mănâncă lapte cu fidea, nu mănâncă de ăștia, orez, nu... Cum vă simțiți după o zi grea de muncă? Mi-e dor oasele, picioarele. Miha, cum ești? Mi-e da, și eu, ia filmează-mă și pe mine. M-am plecat la mâini până mi-am luat pielea, ca să-mi scot vopseaua. Da, dar uite ce mi-am făcut. Am dat pe cafea, era cu aia de sârmă. Trebuia să dau pielea, pe la și eu m-am fecat cu un burete de la... Da. Uite ce are pucus la telefon. Și-am făcut rând. Telefonul e vărăs. Trebuie să-mi cumpere fanele, luam cu alt telefon, iPhone 15 Pro Max 1 Tera. Aștept, trebuie, era plin de vopsea. Dacă dorești ce ceva... Ce știu că era mi-a zis, Fani, mi-au scris un singur comentariu, am văzut. Fani, mașină pentru Anca, a scris cineva. Neapărat că bem mașină, cum am uitat, că n-am deci, mașină. Prieteni, pentru mama o mașină donație. De ce mașină? Cadou, vă rog, din partea voastră. Și pentru mine un alt telefon iPhone 15 Pro Max. Și pentru mine ce? Pentru mine o husă de telefon. Nu, hai să-ți dăm ție o husă de telefon. Nu. Mamă, Miha, știi cum sunt? Rupt. Are ceva că am mâncat cartofi? Nu mai străbesc? Da, nimic. Noi nu mâncăm ziua să ne îngreșăm și mâncăm la 12 noapte. Da, nimic. Am scame pe mine. Mamă, cum e Arim. Nu-i sărat, nu-i nimic. E numai de mâncat. Da. Abia aștept să se facă luni să mănânc pește. Că avem dezlegare la pește. Mamă, pește da. Cu moștei. Merge. Se dădește acum ca patru la cingide și zice, nu dă-l sec. Da, pe cum merge un crap prăjit cu muștei? Crap. Da. Așa se gândește și ea. Vai de mine. Crap, mă, de la mare, tăiat așa rondele, în tigaie și muștei peste el. Asta e, o să fie cu ulei, cu alea. N-are nimic acum. Lasă că slăbim noi, nu-i așa? Da. Cred că am slăbit 2-3 kg. Nu? Eu nu cred că mai am burtică. 2-3 nu. Da. Luni să faci o săptămână, mai e încă 6 săptămâni. Postul e de 7 săptămâni. Nu, nimic, cum a trecut astea trec și alea. Și cascavețe, cum sunt? Arată bine. Dar nu mai mănânc și cascavețe. Eu nu mai pot, după ce am mâncat cartofi, ia să mai mănânc și murături, acum le știu. Vă realizați că eu n-am mâncat de 5-6 zile carne, deloc? Ha? Cum am trăit? Mai duci? Da, n-am... Uite, și acum am pofta asta de pește de câteva zile, nu de carne. Eu oricum nu mănânc carne. V-am văzut la Radu azi, mi-a trimis cu Andreea. Un grătar. Păi, cu mulți de vit argentinian. Când am văzut... Ei fac numai bunătăți oricum, mereu. Vedea să plâng. Deci pe bune.
Când mergem la Sinaia, zici domnul Radu că ne așteaptă cu niște muștei de Argentina. Dar am zis și eu că îi ducem unde la zi, un curcan ca la noi, să-l facem la cuptor acolo. Și ne-a Radu și de ce are poftă. Ce-a văzut la noi acum de... Zi, ce-a fost acum? Lăsarea postului, nu rânsa, piciorul ăla, ciolanul, ăla fiert. Îi ducem. Mamă, nebunie, facem petreceri mari la Sinaia. Uite, poate într-un weekend când avem timp, o ducem și pe mama la Sinaia, că ea n-a fost până acum. Nu, fără bunica, mergi și tu cu noi. Merge și bunii, bunii. Mergi tu că tu nu ai fost. Bunii au uitat al ouăle în mașină. Te duce la bunii. Mai era o tăsă. Fără bunii. O luăm și pe bunii. Să mergi cu bunii. Și vă luăm cameră împreună. Da. Nu? Da. O pui pe bunii pe picioare, o culci. Vezi? Vezi? Pe bunii. Pe bunii. Și în seara asta am mâncat fără foame. Care eram așa de cuminte să nu mai mănânc, am mi-a dat un Mihaela iar cartof, niște chisteluțe cu vegeta de post cu alea. Mi-a luat ochii iar. Eu nu mai puteam de poftă. Chiar... Dar nu mai trebuia să-l spui mie de mâncare, vă spun. Păi dacă tot făcusem, cum să nu spun? Aseară mi-ai râd de la Manița, chisteluțe. De vinete, șaormă cu chisteluță de vinete, șaormă mari. Dar să vezi la Luci ce preparate de post face. Lasă-mă linii. Da, nu are farme, mănânci așa mai bine ceva. Uite, eu am mâncat azi, am mâncat azi și aia varsa călită. Uite, merge să facem un fasole scăzut așa, știi, cu sos. Da, merge. Așa, scate, nu mâncați usturoi. Bătută. Mie îmi place. Humus, nu e de post. Ba da. Uite, humus de la n-am mâncat niciodată. E bun. Humus sau... Și sale, gustă, zi. Gustă, dacă nu e roz. Ia. Zi, humus sau iar poți să mănânci... E bun, că eu am mâncat. Salata de vinete, sunt multe. Salata de vinete am pus să iau eu acum, că era și la market acolo de unde am luat chifteluțele astea. Nu, mă, s-o facem noi cu ceapă, multă cu alea. Da, avea maioneză și nu le-am luat. Păi fără maioneză, o facem noi acasă, doar vinetele păi și ceapă. Păi da, ceapă, s-o facem nene. Noi, da. Vinetele și ceapă, atât. Da. Multe alinii de făcut, foc, că de-abia e început. Ia uite, mă, nu știu ce ai făcut, nu pot să cred, ia. Dar voia roșu de la butoi. Pune-te jos, nu stai jos. Îți dau carne să mă spui el. Grătarul tău. Ai doi castraveți, trei și pentru fanele lui Anca? Pe aici, prin butoi? Da. Deci fanele lui Anca vă așteptăm la castraveți. Da, sigur avem. Vă dau un castravet de special. Prieteni, să nu vă gândiți la prostii. Nu, nu. Nu, 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 nu. Vă se sur plantarunie. Ba, bine! Păi alți, vrei să iei? Luați și plapa dar lui el, că erau lași de mine. Păi dacă erau lași de mine, tu intri doar pe un picior tot. Așa vrea să-i spăl, dar nu știu cum ai treabă cu ei de mandată. Ia de-mă o furculiță. Doamne! Am văzut cum ai treabă de mandată. De că o calții. E bun, domnul, dar să faci apă, așa, nu? Băi, epuizați, după o zi de muncă grea. Și dacă făceam fiecare zi de spăl de dimineață, la 7? Hai, gardul, cu gardul, mai bine să terminăm. Dar cu foișorul după aia ce facem? Îl mai dăm cu lac, putem să-l lăsăm și așa, doar nu se dăm. Are ceva? Trebuie reparat întâi, apoi reparat, mă pun să-l repar. Dar problema e alta, că mâine e duminică și nu prea e bine să muncești, dar și luni e sărbătoare și mai mare. Dar să vedem. Auzi, nu mai spunem dinainte. Vedem, poate terminăm mâine. Poate mâine ninge și nu știi. Auzi, terminăm gardul și pe din afară. Aoleu, și pe din afară gardul avem de făcut. Da. După aia porțile încet. După aia te-a pus tu la făișor. Că să vă porți de urâte afară cu ăștia. Mamă, cât avem de făcut. Socul la casă, la... Cred că ne trebuie încă o echipă de muncitori. Eu vreau să faci la mine aici în spate. Păi, de ce nu ai pus înclinat? Stai, dar nu am pus înclinat. Păi, de-aia mea roză, să dau în spate. Nu m-am apucat. Merge, ca să tot oaie. Scaveți. Miha. Mi-a rajat frumos aici, ne pun oalele, murat. Ce facem cu construcțiile astea, Miha, pe capul meu? Mamă, și ce mi-a dat mie? Niște cuie, bă, așa, să pun oalele în cuie.
Da, dar cu construcțiile astea ce s-au pus pe capul nostru e greu. Da. E greu. Patronul ce să mai rău. E greu. Pe patronul care are oameni. Dar bine, câte sute de milioane a dat patronul la oameni. Dar ce-am văzut, că și-a băgat în cameră și-a băgat toate materialele acum. Păi stai să-ți povestești ce-au făcut. Știi WC-urile alea de le-au cumpărat? Vasele alea? Toaletele? Nu. Le-au cumpărat nenuțe, două, trei bucăți, s-au dat 15-20 milioane pe ele. Și ce, că-s niciunul nu-i bun. Că le-au luat cu ieșire în jos și au ieșire pe lateral. Așa. Instalația, da. Da. Și au luat cu ieșire în jos. Și nu poate să le facă să le pună așa. Nu. Și că nu, că trebuie să spargă jos, să facă alte țepe de instalație. Și unde le mai dă înapoi? Pe unde le mai dă înapoi? Păi nici la noi nu sunt mai să le pune mai. La noi cum e? Lasă-o cum dă. Și la noi tuberi laterale. Era bine să le schimbăm la noi și le dăiam manipulă, dar nu merge. Merge, dacă e factura, poate să le schimbe. Cum au un pe lateral? Da, dar o factură de la DDMA și poate, poate să le dea înapoi. Dar care factură să schimbe? Cine știe dacă mai au? Wow, cum găsești în baza de date? Le ia, le ia, că scrie eu că poți să le turnezi dacă ai factura și dacă nu mai știu. Păi cine da, dar cred că ai un termen, nu știu cât a trecut. Dinainte de Crăciun. Eu așa am zis, să mergem la DDMA, să schimbăm și cabina aia, să nu mai construiască alt perete, alt bani, altă mână de lucru. Acum... Păi deja e gata cabina. E gata, bă, a făcut-o frumoasă, ai văzut-o? Nu, am văzut. Eu am văzut-o. M-am uitat un pic, când m-am dus după... Da, și câți bani au intrat în baia aia. Nu, e frumos. Miha, vorbește-ți tu cu fanele tale. Ia uite ce-am făcut. Stai tu de vorbă cu fetele. Suntem obosiți și am muncit azi, chiar am muncit. Mă, și de ce mi se dezactivează comentariile singure? Nu știu, și mie, la ambele clipuri mi s-au dezactivat comentariile. Acum le-am dat drumul, am văzut cum am intrat două, trei câteva. Și la mine urât să mergi cu comentariul la vlog. Abia așteptam să văd putorilor. Da. Nimic. Ai comentarii? Nu, mă, nu te iau de tu ai comentarii? Cred că am. Cred. Da, nici ce nu mă uitai așa bine. V-ați postat vlogulețele cu gardul? Da. Ce credeți? Mie mai trebuie 3 vloguri și fac 1000 de vloguri de când am canalul. 1000 de filmări, îți dai seama? Postez ăsta acum și mai trebuie 2 mâine. Și am 1000. La 1000 trebuie să facem sărbătoare, Miha. Da. Ce facem și noi pentru fanele luată? Tu nu, tu ai 1400. Tu ai mai mult de tot. Ai început după aia, am început târziu. Dar eu fac 1000 acum. Poliția. Bau, bau! Bă, finiți patrona. Se fac, se fac, se fac! Am văzut ce voie nu care neamul de mele. Am văzut, patrona, că am trecut pe acolo și mă chemau și pe mine. Ai văzut că să Michela o să pică poarta pe tine și nu pui barabau. Da. Și am mâncat toaia pe ascuns. M-a rugat asta, dar dacă nu pe mine nu m-au rugat patroană, m-au rugat că am trecut pe acolo. Nu m-au sunat și pe mine special neamurile tale. Tot așa ne-au chemat neamurile tale. Acasă, vino acasă, vino acasă, dar odată nu ne-au chemat și pe noi la ei. Sau să ne cheme și pe noi la o afacere sau la o oaie. Așa e. Ei numai din gură vor să ne vadă acasă distruși. Da, da, copii. Ai înțeles? Așa îi spuneau și lui, vino acasă. Da, chiar tată, vino acasă, vino acasă. Ne spunea mama, nu te mai la petrecere. Păi vezi? Și zici că e nebun tata, că se ceartă cu toți. Lasă-i patrona să-și mănânce oile, liniștiți toți. Noi cu fiecare cu oile lui. Tu o carne ai mâncat toată viața noastră. Nu mâinim de foame. Adevărat. Cum la cara? La masă, nu am pus la cara fost în farfurie. În farfurie a fost mânării. Nu, no, ăsta nu era. Nu, a venit din farfurie. Eu l-am băgat înapoi. Nu s-a băgat nimeni cu carne. Nu, no, n-am fost cu carne. Ce faci, măi mic? Strâng mașinile de lui David. Ia, aer ăsta. Ce? Mor. Dar ce n-ai beu vampirii? Uite, beu eu can acum. Vampirii? Vampirii ca antibiotic. Dar nu sunt de seara, dar nu sunt de seara. Auzi, vampirii seara nu e bine. Dar unde?
Ți-ai luat pastilele. A, bine, lasă-mi aici. A luat pastilele, mai bine, dar mi-a trebuit. Nu, ale tale, alea. Alea de le-ai oprit cu dinții. Ba, da, luat. Păi ale, că la dinți, cred că marți. Dar tot merge marți. Da. Facem tot odată. Coadă la tigăi, punem. Facem, facem, las că facem noi. Trebuie să facem. Bine că a rămas fără dinți. Bine că a rămas fără, că i-a scos pe toți. Și ce faci, patroană? N-ai somn? Dar cât ești acum? 12. Patroană, eu abia aștept să se facă luni, auzi că avem dezlegare la pește luni. Luni? Luni. Păi mine, am văzut în calendar. Și mi-a spus și lumea. Dacă e dezlegare... Ne luăm un crab de la mare și îl facem cu mușdei. Luni? Da, păi mine. Păi de unde luăm atunci? Păi vedem, de la undeva. Să-l pregătim mâine. Păi mâine trebuie să-l cumpărăm un pește mare și îl prăjim în tigaie și îl facem cu usturoi, mușdei. Și dicolo macro e mai bun. Macro. Nu macro, patroană. Mie-mi place macrăul. Luăm și de ăla, dar nu. Un crab de la mare, Miha. Crab sălbatic. Ciocolată de post. Uite ce-ți dă Mihera, ciocolată de post. Știu că este toate modele, Lucia. Ia produce și macaroane și toți sunt de post. Crezi? Da, dar Lucia nu ne-a mai dat să ne spună. E supărată că a suplantat-o pe ea. Aia, putea să ne aducă și nouă o plăsuță cu... produse de post. Ne-a dat asta de acolo. Să ne promoveze. A, pâine. Bine că ne-a adus pâine aseară. Ne-a seară de la cuțin. Și spana că te-ai borcan și vorbă. Duceți cu și luați mâncare. Numai că am mâncat cartofi. Am distrus ghiuveta. Eu mie nu mai simt să mănânc carne. Atât de bine. Că mâncai toate felurile de mâncare. Făcu bucătăria asta ta și papi. Iară. M-a întrebat și astăzi ce să-ți fac. Păi venir astăzi. Dar eram în construcții cu gardul. Dar mâine să duc la broștea la târg. Auzi, la târg? Da. Mamă. E târg la Broșteni? Păi da. Eu acum să vorbesc să iei mașina aia, să mă duc cu ei la târg. Să vorbesc mâine cu omul. Să nu uit. Și o ieși pe mine aia. Da, ne distrăm, ce se poate m-a zăpățit acasă cu construcția. Pe bune. Știi ce echipă poți să faci? Da. Tu, Olga, Bogdan, originalul, cu rolul ăsta la festivale. Da. Pe bune era tare. Să pun pe Bogdan să fie uspătar. Da, Bogdan cu bonet de aia în cap e bucătar. Să-i dăm de lucru. Iar sta bine. Păi să-i dăm de lucru, nu e el să vină. Pe bune nu de vină, mie mi-ar place. Dacă nu-i dăm de lucru. Să fac echipă cu Bogdan. Nu lasă Olga la festival niciodată. Olga n-a văzut ce respect. Îți dai seama că te prieteni sunt acolo. Îi face mâncare, îi face cafea, face respect. I-a mai făcut sarmale cum îi face în fiecare da, zi. Da, a luat tâlea, îți facă sarmale. Iar a luat. Da. Mă, omule, sunt obsedați de sarmale. Din două în două zile. Păi ascultă-mă, Olga, îi face lui Bogdan din două în două zile sarmale. De ce? Vezi, Mihaela, tu de ce nu faci sarmale din două în două zile? Și ce ești, Olga, nu se mai duce la București? Păi dacă i-a dat tată cu bălușul pe gură, cel de la despulat pe jos. Cum, cu bălușul i-a dat pe gură? Da, i-a dat pe gură. Că făcea mâncare, făcea de toate. Cu mopul? Da. Doamne, doamne. Dacă acum lasă cu friți, să facă mâncare friți. Nu arăta tatăl la cameră. De ce? Nu e voie. Nu e voie. Nu contează cât de plastic, du-te. Mie pasă și eu tu pasă. Du-te, du-te două dincolo. Mă, hai în camera lua mine. Hai, treceți. Ha. Nu arăta. Că ce e? Nu contează, că nu știe camera că e de plastic. Ești pe bun. Da, patroană, ce asta este. Prieteni, încheiem vlogul aici, că este târziu. Ne băgăm la somn. Vă pupăm, vă mulțumim, vă dorim o seară minunată și ne vedem mâine. Că ne urmăriți YouTube-urile. Și vă mulțumim mult și vă iubim să vă dea Dumnezeu un Paște fericit și la copiii mei
și la fanii noștri care ne urmăresc. Și pupăm fanele lui Anca, că fără ele n-am fi reușit să zugrăvim gardul. Ele ne-au dat curaj. Ele au spus. Da, ele au spus patru. Păi vede că aici ce să facă. Da. Hai, vă pupăm.